Minunat. Bun, bun. Pregătiți? Să începem. Avem multă treabă astăzi. O să fie o călătorie intensă. Da, discutăm și începem un modul important din călătoria devenirii, celei mai bune variante a noastre, da, și discutăm despre empowered. Da, cum aducem acest pilon care, bineînțeles, are legătură cu activarea divinului masculin. În Academie, da, cum bine știți, discutăm despre două lucruri principale. Unul, a fi, da, și a deveni. Being and becoming. Fii fericit acum și devină cea mai bună variantă ta. Ne aducem aminte ce formulă este asta? Ce puteți posta în chat? Cine știe? Formula fericirii, da? Cum zice Tatiana. Da? Și astăzi discutăm despre becoming, da? Despre și vedem cum empowered, da? Cum ne luăm de fapt puterea înapoi, ne ajută în acest proces de a deveni cea mai bună varianta noastră, de a ne trăi viața care ne e menită. Pentru că o să vedem atunci când ne dăm puterea în exterior și o să discutăm 11 modalități principale prin care facem acest lucru, trăim o viață sau încercăm să compensăm pentru acea energie care ne lipsește. Și sper că o să fie revelator, că o să fie momente de aha, de conștientizare. Haideți să începem cu 3 respirații. Ca de obicei, da, să aducem un pic atenția interior, să ne centrăm, să fim prezenți aici și acum. Vă invit să inspirăm profund. Și pe expir, relaxăm corpul, dăm drumul la toate tensiunile. Încă o dată, inspirăm profund și pe expir coborăm atenția din minte, în corp, în inimă, ne conectăm cu senzațiile din corp, devenim prezenți aici și acum și încă o dată, inspirăm profund și pe expir dăm drumul la toate grijile, provocările, to-do list-urile. Da, tot dialogul mental care poate încă continuă după o zi plină și dedicăm această oră pe care o avem împreună să luăm maximul de beneficiu din ea. Bun, o să facem un pic la început partea teoretică, dar o să începem întâi cu o privire mai de ansamblu, să înțelegem de ce discutăm și unde intervine Empowered și de ce e o piesă, un pilon extrem de important în această călătorie. O să facem și un, spuneam, 11 modalități și o să vă invit chiar să bifați, să vedeți unde vă regăsiți, da? Ca și să facem un pic de awareness check, să vedem unde vă regăsiți, cum, da? Pentru că awareness-ul, conștientizările sunt cheia în acest proces. Singura problemă pe care nu o putem rezolva este cea care este în umbră. Da? Și trecând prin ele o să vedeți că o să fie revelator pentru mulți dintre voi. Și la final o să facem și o călătorie în conștiință de, da, o activare de a ne aduce părțile din energie, din suflet pe care le-am dat în exterior, în interior și a activa arhetipul, codul divin de rege, regină, da? Pentru că o să discutăm și despre asta pe parcurs. Însă aș vrea să începem cu o scurtă povestioară, da? Care să cadreze un pic tematica de astăzi. Și poate unii dintre voi ați mai auzit-o, e simpatică, haioasă, poate sperăm cu un mesaj. Este despre un pui de leu care, fiind foarte mic, s-a pierdut de familia lui și a fost găsit de o familie de găini. Și fiind foarte mic, da, a fost adoptat de găini, s-a adaptat foarte bine în mijlocul lor și a început să crească lună după lună, da, să se dezvolte și să trăiască efectiv în acest mediu, făcând ce fac și găinile, cotcodăcind, jucându-se cu ele și așa mai departe. Și crezând în profunzimea lui că asta este viața normală, naturală pe care o duce și care este menită. Numai că după cu trecerea lunilor și chiar a anilor, la un moment dat
trece prin apropiere un lup, un leu mare. Și bineînțeles, când îl văd, toate găinile fug, leul micuț încep, vrea și el să fugă, dar leul mare îl prinde și îl apucă și îl scutră un pic. Ce-i cu tine? De ce te comporți ca o găină? Îl aduce la marginea unui lac și se vede, își vede reflexia în lac și are această conștientizare și readuce aminte cine este cu adevărat și începe a face un urlet, da, din acela puternic ca de leu și își reamintește identitatea sa. Da? Și poate o povestioară simpatică, amuzantă, însă care este ideea? Așa, pentru că de multe ori, într-o măsură mai mică sau mai mare, ne regăsim în această povestioară, pentru că știm, da, că suntem esență divină, conștiință pură, într-o experiență umană și de multe ori, inevitabil, în această experiență în corp, am avut experiențe care ne-au făcut să ne deconectăm de cine suntem cu adevărat, de menirea noastră, de adevărata noastră esență, identitate și trăim o viață, să spunem, de compensare pentru cine suntem sau cine am putea fi cu adevărat. Da, ca și leu. Și avem nevoie să ne readucem aminte, să ne reconectăm cu această putere interioară care, da, această putere care trece prin noi și care este puterea divină, puterea care construiește lumi, nu-i așa, și ține totul în această armonie perfectă. Dar o să ajungem acolo. Înainte de asta aș vrea să discutăm cele două tipuri de putere sau de empowerment. Și mi-am adus aminte că am târziu să pun tableta la încărcat, așa că o să facem o schemă mică pe caiet. Și anume, da? Dualitatea, crucea. Am mai discutat despre ea și cu alte ocazii. Tot timpul, lumea pe orizontală, lumea materială, pe verticală, lumea divină, lumea sufletului, lumea ego-ului. Și noi așa, puterea până la urmă este un aspect al divinității. Spuneam, este această energie care creează lumi, care manifestă totul, iar la nivel individual este capacitatea fiecăruia de a-și manifesta, de a trăi, întruchipa viața care ne cheamă sau destinul divin. Și este o nevoie profundă a ființei noastre, da? Pentru că este o trăsătură a divinității și este ceva care este intrinsec nouă, numai că de multe ori fie o negăm, fie o distorsionăm. Și atunci când în inima noastră sau, spuneam, inevitabil, de-a lungul călătoriei, întrupării în experiența umană, inevitabil, apar traume, răni, da, stocăm în câmpurile noastre subtile tot felul de umbre și așa mai departe. Iar atunci dorințele pe care ni le dorim, da, dorim să obținem putere pentru a obține dorințele respective. Însă ce se întâmplă pe linia orizontală, pe linia dualității, pe linia materială, este că cu cât depunem mai multă, și aici este forță, dacă vreți, comparativ cu putere care este pe linia verticală, și cu cât încercăm să controlăm mai mult lucrurile, oamenii, circumstanțele, evenimentele în viața noastră, cu atât o să ne dăm seama că de fapt este un joc pe care nu îl putem câștiga, pe care mai devreme sau mai târziu viața o să ne arate, da, prin legea pendulului, că este o iluzie după care alergăm. Și că există o altă cale, da? Care este linia iubirii, linia sufletului. Este atunci când ne aliniem cu sinele și când, dacă vreți, avem acces la, spuneam, energia care creează lumi. Este spațiul din care avem cea mai mare
putere, dar atenție, nu este puterea noastră, de fapt noi nu facem nimic. Locul în care funcționăm cel mai bine, în care suntem cel mai împliniți, este acest loc în care ne aliniem cu cine suntem, cu cine ne este menit să fim, în care suntem în flow, în care suntem în curgere, în care dăm voie Universului să se exprime prin noi. Și mai fac o schemă, da? Suntem la tablă cât putem, da? Pentru că e important și imaginea vizuală, deși sper că nu vă bazați foarte mult pe talentul meu artistic. Da? Ca o clădire, o căsuță cu două etaje, să spunem. La parter și primul etaj avem forță cu minus și forță cu plus. Ce înseamnă asta? Înseamnă, spuneam, pe linia ego-ului, care este linia controlului. Da? Avem forță. Încercăm să controlăm lucrurile și avem mai multe nivele, dacă vreți, de evoluție în conștiință. La început, și sunt cele două polarități, da? Yin și Yang. Când suntem în energia feminină distorsionată, da? Cea de, să spunem, victimă, de copil interior rănit, încercăm să controlăm lucrurile într-un mod de a ne închide, de victimă, de a juca anumite roluri. Și o să vedem când trecem prin cele 11 modalități, o să identificăm mai bine care sunt acelea, da? La un moment dat, când ne săturăm să jucăm acest rol, da, mergem la forță pe energie masculină, indiferent dacă suntem bărbați sau femei, pe energie masculină, dar distorsionată. Da? Eu fac multă agitație, multă muncă, a demonstra, a avea succes între ghilimele și așa mai departe, de a obține lucrurile dintr-un spațiu de stres, de agitație, de efort, de a demonstra, de care presupune foarte multă muncă între ghilimele, dar dintr-un spațiu de distorsionare. Iar la mansardă este puterea. Da? Puterea care se asociază cu linia verticală, da? Care este linia sinelui și unde este arhetipul de rege sau regină. Da? Aici sunt umbrele și nu intrăm acum, avem un modul special, da? Legat de arhetipurile umbră și activarea codurilor divine, în care accesăm puterea din aliniere, în care, de fapt, cea mai mare putere o avem atunci când ne aliniem cu sinele. Puterea stă în aliniere. Atunci toate avem acces la resurse extraordinare, atât ca și nivel de creativitate, da? Pentru că puterea nu înseamnă mușchi, nu e așa? Nu înseamnă a merge la sală. Asta înseamnă, da, pe nivel fizic. Da? Și mare parte din ultimele secole a fost dominat de un astfel tip de forță, nu e așa? Apoi la nivel de psihologic, mental și așa mai departe. Însă este la un nivel de conștiință redus și care nu funcționează cu adevărat pe termen lung. Nu funcționează din multe motive. Chiar dacă aparent, pe moment pot obține ce îmi doresc, aparent și pare că obțin lucrurile respective, însă tot timpul vine și opusul. Ceea ce cred că câștig pe de o parte, voi pierde poate pe de altă parte. Dacă câștig, nu știu, pe bani, voi pierde pe relații sau pe sănătate, tot timpul intervine legea dualității. Mai mult decât atât, gândiți-vă ce stres presupune toată această alergătură, ce efort, ce atât pentru activitatea în sine, cât mai ales și pentru a ține umbrele și toate măștile, da, despre care o să discutăm. Da? Pe când puterea stă în aliniere, stă în autenticitate, în a deveni cine suntem cu adevărat și a ne da voie să curgem cu prana, cu shakti,
cu energia care curge prin noi, care ne respiră, care face digestia, care crește copacii, care menține toate planetele și galaxiile în perfectă ordine. Dacă ne dăm voie să fim cine ne e dat să fim, avem acces la această energie a vieții, da? Care curge prin noi, care, spuneam, nu este a noastră, însă fiind în acest spațiu, este tot ceea ce ne-am putea dori vreodată. Și toate celelalte lucruri ni se vor adăuga nouă, cum spune și Iisus. Nu să intrăm acum foarte mult în călătoria eroului, până la urmă este vorba și despre acest lucru, doar o mică reamintire. Sunt mai multe etape în călătoria eroului, dar foarte pe scurt, da? Când a king is born, da? Nașterea, după care, prin experiențele de viață traumatizante, ne închidem inima, inevitabil, ne ducem, ne ascundem cine suntem cu adevărat, da? Și trăim o viață, să spunem, de o strategie de supraviețuire, de compensare a minții, în care funcționăm din ego, din ce credem că ne va face fericiți, dar care nu este cu adevărat misiunea noastră, nu este ceea ce ne împlinește cu adevărat. După care, la un moment dat, când ajungem la fundul sacului, întâlnim fie maestrul, fie conștientizarea, fie resursa, fie, da, avem acel moment de conștientizare, de aha, care generează sau trezește sau renașterea, da, e momentul renașterii, în care ne duce către această călătorie de a ne descoperi darurile divine, de a îmblânzi dragonul interior, dragonii interiori de alchimizare a umbrelor și așa mai departe, în care, spuneam, ne descoperim darurile divine și apoi ne reîntoarcem și servim societatea, pe ceilalți, ne aliniem cu misiunea. Și de asta, în această călătorie, avem nevoie să ne luăm puterea înapoi. Pentru că altfel, dacă nu facem acest lucru și acest proces, vom trăi în această etapă, da? Vom trăi această viață falsă, între ghilimele, care nu este a noastră, care poate da bine pe Facebook, da? Putem, din exterior, poate să pară că câștigăm bani, că avem relații, că călătorim, că facem lucruri interesante, însă în inima noastră tot timpul vom ști că nu este ceea ce ne este menit, ceea ce ne cheamă cu adevărat, și nu vom simți, că este ceva, că ceva lipsește în permanență. Pentru că numai în acest spațiu, făcând această călătorie, și asta e un ciclu care se repetă de multe ori de-a lungul vieții, pe mai multe nuanțe, numai făcând această călătorie, ne aliniem din ce în ce mai mult cu cine ne este menit, cu modul cum Universul vrea să se exprime prin noi. Și de asta spuneam, avem nevoie să facem acest proces de a ne recupera părțile din energie, părțile din suflet pe care le-am dat în exterior, celorlalți, evenimentelor, situațiilor. Și o să trecem acum prin ele, da? Cele 11 modalități principale prin care am făcut asta, de multe ori inconștient, și fără de care, fără în primul rând a deveni aware, conștienți de acest proces, spuneam, tot timpul o să trăim, ne dăm puterea înapoi, și nu ăsta e cel mai mare, cea mai mare problemă. Problema este că tot timpul, dacă nu ne luăm puterea înapoi, vom face tot timpul compromisuri, vom trăi o viață, o strategie de compensare, mai spunem. Și ce vă invit, pe măsură ce trecem prin ele, este să dați, dacă vreți, o notă de la 1 la 10, cât de mult mă identific cu modalitatea respectivă prin care îmi dau puterea. Adică 1 foarte puțin sau aproape deloc, 10 cel mai mult, complet, adică acolo sunt varză, ca să zic așa, între ghilimele.
Primul și unul din cele mai importante, frecvente modalități prin care ne dăm puterea este prin adicții. De la mâncare la pot fi foarte, foarte multe, foarte variate, multe nici nu le considerăm că sunt adicții, da? Și de la social media și de la dependența de gândire, una din cele mai subtile. Și dacă înainte credeam că, bineînțeles, de ce, care este cauza adicțiilor? Nu este că nu pot să opresc să nu bag țigara în gură. Este pentru că, spuneam, de-a lungul timpului am fost răniți. Inima noastră a fost rănită, am avut anumite situații traumatizante, inevitabil în această experiență umană. Și ce se întâmplă este pentru că nu am putut gestiona stresul respectiv, disconfortul emoțional. Am căutat și găsit de multe ori inconștient modalități prin care să nu simțim acea durere. Cum zice Florentina, mecanism de compensare sau de evadare. Da? Și pentru că ne este atât de inconfortabil să stăm cu emoțiile care produc un disconfort, care produc o anumită tensiune, găsim și alegem calea ușoară. Da? Și adicțiile, bineînțeles, rezolvă pe moment. Cum simțim un pic de stres, de tensiune, de disconfort, imediat recurgem la lucrurile respective. Însă ne dăm foarte mare parte din putere, din energie, din prana, din shakti, prin aceste mecanisme. Chiar dacă pe moment se simte bine, se disipează tensiunea, ne liniștim, da? Este o cale care pe termen lung ne mănâncă viața, nu-i așa? Până la urmă asta este pierderea pe care o avem. Și dacă mai de mult credeam că pentru că la fiecare din cele 11 o să spunem și care este opusul, de fapt, cum ne luăm puterea înapoi. Dacă mai de mult credeam că modalitatea de a depăși adicțiile este de a vindeca cauza, da, și stresul respectiv, emoția respectivă, și în mare măsură este adevărat și funcționează acest lucru, acum cred că este o nuanță și mai profundă și mai subtilă, și anume cheia, opusul de a depăși adicțiile este a te alinia cu viziunea, cu chemarea, cu modul în care alegem și ne este menit să servim viața și pe ceilalți, de a avea o viziune pozitivă. Și este modalitatea mult mai puternică de a gestiona acel disconfort. Pentru că altfel, da, putem prin disciplină, prin multe, chiar și a înțelege, chiar a lucra la nivel psihologic, se pot rezolva multe, dar energia respectivă trebuie să se ducă undeva. Da? Shakti, energia primară care trece prin noi, energia universală, conștiința, vrea să se manifeste, se exprime prin noi. Și dacă nu o ducem către ce ne este menit, pentru că ne teamă, pentru că ne-am închis inima, ce am discutat și mai devreme, se duce în adicții. Deci avem ori adicții, ori aspirații. Da? De asta e important să ne urmăm menirea, ce ne cheamă, pentru că asta este ce ne dă viață, nu ce ne ia viață prin adicții. Are sens pentru voi? Și v-ați dat și o notă de la 1 la 10, cum vă încadrați aici? Cât de mult sunt în aceste mecanisme, cât de mult putere au în viața mea? Florentina spune că eu le numesc recompense și îmi spun că merit ceva dulce după un așa eveniment tensiune. Sunt două lucruri total diferite. Adicția este când este compulsie și nu am nicio alegere, nu-l pot opri. Alta este recompensa, când este o alegere conștientă și e un lucru foarte bun de a
recompensa părțile din noi pe care le armonizăm și le aducem să conlucreze în această călătorie, da? Care este ghidată de stăpân, de sine, ego-ul, corpul, mintea au nevoie de recompense și nu e nimica în neregulă cu asta, depinde foarte mult din ce spațiu vine, dacă este compulsiv sau este o alegere conștientă. Adicția de gândire e foarte subtilă pentru că ne consumă enorm de multă energie. Gândurile sunt cel mai mare consumator de energie. Chiar dacă nu pare și nu este atât de evident, e foarte, foarte subtil și ba da, scăpăm prin gânduri, prin gândire, evităm foarte mult viața și realitatea și momentul prezent, ce se întâmplă aici și acum. Pentru că, de fapt, de ce gândim? Este pentru că nu suntem confortabili cu momentul prezent, cu ceea ce este aici și acum. Și atunci, de fapt, ne abandonăm simțirea, copilul interior, starea, prezența, pentru că ne ducem în gândire, fie în trecut, fie în viitor. Și devine o dependență, la fel cum este și cea de mâncare sau țigări, ce spuneți. Și este mult mai subtilă și mult mai perversă, pentru că nici nu ne dăm seama. Și de ce nu putem sta în prezent? Este la fel, este compulsiv, pentru că... Cicana, da, am și adicția de gândire. Asta cu toții o avem, inevitabil, și normal, până la urmă, gândurile subscriu. Și cum fac să nu mai gândesc mult? Mă bucur că aveți multe întrebări. Cum nu mai gândești mult nu este să-ți forțezi și să-ți impui asta, răspunsul scurt, da? Că nu avem timp foarte mult acum să intrăm în detalii. Da, nu este să forțezi asta, cheia este să fii fericit. Pentru că, de fapt, de ce avem gânduri? Să fii fericit acum, cu ce este în prezent. Pentru că mintea, dacă nu suntem ok în interior, va căuta tot timpul soluții. Să alerge după aia. De multe ori soluțiile le-a găsit prin adicții, da? Tot mintea a găsit pentru că nu suntem ok în interior, apelez la mâncare, gândesc, fac planuri în viitor, ce trebuie să câștig, ce relație trebuie să am și așa mai departe, toate gândurile astea pentru că nu sunt ok acum, dar vin dintr-un spațiu de nu sunt ok acum, vin dintr-un spațiu de lipsă și tot timpul va fi un mecanism de compensare, nu este viața reală care ne este menită. Sper că are sens. Distinția asta e foarte importantă, pentru că mintea e un instrument extraordinar de important, intelectul, de a-l folosi în ce avem de făcut, de creat, de implementat, de discernământ și așa mai departe. Dar trebuie să plece dintr-un spațiu de aliniere, da? Să fie în slujba sinelui. Al doilea mod prin care ne dăm puterea este prin, hai să spunem, people pleasing. Ați auzit? Știți la ce mă refer? De a le face pe plac celorlalți. De a lua foarte mult în calcul, între ghilimele, părerea celorlalți. De ce? Pentru că tot din anumite mecanisme ne-am format anumite convingeri, da? Nu aparțin, nu sunt suficient de bun și așa mai departe. Atunci ne-am format acest automatism de a depinde, de a ne lua valoarea, energia din aprecierea, aprobarea celorlalți. Și este foarte profundă, este universală, sunt convingeri universale, însă tot timpul creează, nu-i așa, o dependență, creează, ne ia din libertate. Uite, și Ana zice, din convingerea că sunt iubită doar când fac celorlalți pe plac. Da, și atunci care este, dacă vreți, antidotul? Cum ne luăm puterea înapoi? Aveți vreo idee? Pentru că nu este a respinge, nu este a ne izola de ceilalți, nu mai îmi pasă, ci e nevoie, în primul rând, de a spune stop, a ne pune pe noi pe primul plan, da, dar cum facem asta? Pentru că această nevoie este
e o nevoie primară, da, noastră, e o nevoie extrem de importantă de a primi iubire, apreciere, însă, de multe ori, noi așa vrem să o obținem din exterior. Atunci când, și asta e valabil pentru foarte multe lucruri, nu-i așa, să învățăm să le obținem în primul rând din interior. Și nu facem asta decât din ce am observat, pentru că nu este un lucru forțat și nu este la nivel intelectual, ci este pur și simplu când facem liniște, când ne oprim din toate distragerile și când medităm. Când înțelegem în profunzime și la nivel de celulă cine suntem cu adevărat, da? Ca și leul din poveste, când știm că valoarea noastră, energia, iubirea vine din cu totul alt spațiu și care este dintr-o sursă inepuizabilă, atunci, pe măsură ce facem, și nu se întâmplă peste noapte, nu-i așa, dar pe măsură ce facem acest lucru, vom depinde tot mai puțin de lucrurile din exterior. Da? Și e un proces, bineînțeles, are legătură și cu copilul interior, cu iubirea de sine și așa mai departe. Și toate practicile, bineînțeles, ajută. Al treilea, și dați o notă, da? De la 1 la 10, cât de mult vă influențează și vă ia din putere acest lucru. A treia modalitate prin care ne dăm puterea sunt distragerile. Și nu sunt neapărat într-o ordine ca importanță, sunt într-o ordine, să spunem, aleatoare. Distragerile. Se regăsește cineva de la a face multe lucruri deodată, de a începe 10 cărți, de a face și aia, și aia, și aia, de a sta tot timpul cu telefonul, pe social media, a căuta tot timpul o nouă tehnică care aia o să-mi găsească, o să-mi aducă fericirea într-un final. Ne place să încercăm tot felul de lucruri, nu-i așa? Însă de cele mai multe ori sunt distrageri și este o fugă până la urmă. Este o fugă de a merge în profunzime. Și vine multe dintre lucrurile pe care le discutăm sunt legate sau o nuanță comună. Este de asemenea pentru că urmăm plăcerea și ne e inconfortabil să stăm cu lucrurile inconfortabile. Da? Similar un pic și cu adicțiile. Și atunci, modul cum ne luăm puterea înapoi de la distrageri este prin focus, da? Prin a alege ceva și a merge în profunzime cu lucrul respectiv și a alege din înțelepciune, bineînțeles, și a sta cu disconfortul. De fapt, unul din principalele secrete de a ne lua puterea înapoi și este valabil, cred că, pentru toate din cele 11 pe care le discutăm, dar ca și principiu pe care aș vrea să-l rețineți, dacă vreți, secretul numărul 1, este de a, să-ți pregătiți, puteți să-ți notați, este de a deveni confortabil cu disconfortul. Este o boală a vremurilor pe care le trăim, între ghilimele, aceea a fast food și a sindolor, îmi place mie să spun. Cum simțim un pic de disconfort, da? Să dăm cu repede, luăm un medicament, orice, să nu simțim tensiunea, presiunea respectivă. Însă, spuneam, cheia, una din cele mai importante pentru a face acest proces de a ne readuce puterea înapoi, este de a deveni confortabil cu disconfortul. Reziliența e o nuanță, depinde, reziliența vine mai mult în acțiune, dar nu neapărat la nuanța asta mă refer, ci pur și simplu atunci când simt un disconfort, o tensiune, să pot să-i țin spațiul. Da? Pentru că de multe ori este doar ceva la nivel mental, este ceva ce ne trigărește, fie că simt un disconfort fizic, senzații, dar și o emoție. Dacă nu avem capacitatea să stăm cu acea energie până la urmă, să putem să o procesăm, în felul ăsta o eliberăm,
Da? E o mare cheie și e important să dezvoltăm această capacitate. Altfel, tot timpul vom fi pe fugă. Altfel, tot timpul vom căuta și altceva, și altceva, și altceva. Da? De asta e o mare cheie și discutăm noi așa la alchimie emoțională, discutăm foarte mult despre lucrurile astea. Bun. Punctul 4. Cum ne dăm puterea în exterior? Este prin a evita adevărul. Și acum, din nou, un moment de onestitate și de sinceritate cu voi și vă. Cât de mult sau cum vă mințiți? Ce povești vă spuneți de ajungem să le credem că sunt adevărate, când de fapt sunt justificare cu logică pentru a evita adevărul? Așa, este și o carte, Radical Honesty, poate o căutați. Cât de important este să avem adevărul ca și principiu, da, stea călăuzitoare în tot ceea ce facem. Și în yoga este una dintre niyamas, satya, da, adevărul. Și știm, fiecare are, bineînțeles, adevărul absolut, care este un aspect al divinității, dar poate nu avem neapărat întotdeauna acces la el, dar întotdeauna avem acces la adevăr atât cât de mult îl putem percepe și se simte, nu-i așa? Chiar dacă ego-ul, apropo de calea ușoară, ce discutam și mai devreme, de multe ori alegem calea ușoară și refuzăm adevărul sau ne mințim, sub o formă sau alta. Pot fi enorm de multe modalități prin care facem asta, însă nu-i așa ce ne pierdem când alegem acest lucru, calea ușoară, când evităm adevărul? Ce credeți că pierdem? Ce lăsăm în urmă sau ce ignorăm sau cine suferă în tăcere? Conexiunea cu sinele? Da, o parte din suflet, autenticitatea, sufletul, cum zice Cristi, exact. Ne pierdem parte din suflet, pentru că de asta, la toate, de fapt, asta ne pierdem, o parte din suflet. Când spuneam că pierdem părți din suflet, le pierdem prin toate aceste modalități, care sunt, de fapt, parte din energie și din conștiința noastră. Și atunci ne întrebăm, dar de ce n-am energie, de ce n-am drive, de ce n-am putere să fac lucrurile care mă cheamă din aceste motive? Și atunci, care este antidotul? Aici este evident, da? Să simțim, să ne conectăm cu sinele, pentru că tot timpul vom fi în adevăr. Cu cât suntem mai mulți conectați cu sinele, cum zice Florentina, vom ști care este adevărul. Și se simte, da, prin intuiție știm lucrul ăsta, se simte care este adevărul, chiar dacă de multe ori este inconfortabil, pentru că ego-ul lui nu o să-i placă, însă când facem și mai ales când facem și în plan fizic acțiunea respectivă, să spun cu asertivitate ce am de spus, să dau telefonul respectiv, să whatever. Da? Ne luăm atunci parte de, recuperăm parte din suflet. Bun. 5. Modalitatea 5 este când ne jucăm mic. Și are legătură cu ce spuneam și mai devreme. Da? Pentru că suntem în acest spațiu în care ne-am ascuns. Ne ascundem lumii, ne-am închis inima, nu ne arătăm cine suntem cu adevărat, ne punem măști și trăim o viață de compensare, da? Strategii de compensare sau de supraviețuire, adică mă fac, nu știu, poate contabil sau poate lucrez la bancă sau nu știu ce e safe, da? Play small, când de fapt ce mă cheamă e cu totul altceva. Însă când facem asta, chiar dacă câștigăm siguranță, confort pentru ego, de asemenea ne pierdem o parte din suflet, care tot timpul va suferi în tăcere. Și bineînțeles, nu îndemn pe nimeni să gata, acum am aflat asta, gata, îmi dau demisia, îmi schimb peste noapte, fac ce. Nu, pentru că este un proces, da? Lucrurile se întâmplă în timp, avem nevoie de integrare, de a face cu totul cu cap, cu discernământ, e un proces care durează
până la urmă toată viața, nu-i așa? Însă e important să conștientizăm lucrurile astea, că atunci când nu dăm voie energiei să se exprime prin noi, universului să se exprime prin noi și din cauza fricii, pentru că de ce alegem siguranța și a face ceva ce nu este aliniat cu noi? Pentru că ne e frică, nu-i așa? Și alegem siguranța. Ne e frică și de ce ne e frică? Pentru că nu suntem confortabil cu disconfortul, ce spuneam și mai devreme. Pentru ca să fac acest proces, am nevoie să iasă la suprafață ce e nevoie să iasă la suprafață, să învăț să alchimizez. Da? Nu e un proces care este confortabil de cele mai multe ori, însă beneficiile, recompensele, că tot spuneați de recompense mai devreme, sunt de nedescris, pentru că nici nu ne putem da seama câtă bucurie, iubire, ușurință, libertate, da, putem accesa când facem acest proces. Este o cu totul altă viață și cred că se simte din ce exprim, că sunt lucruri care sunt în două lumi total diferite, care presupune într-adevăr un proces de transformare interioară. Înseamnă o moarte pentru ego sau pentru părți din convingerile, din umbrele, din lucrurile care la un moment dat ne-au servit, dar avem nevoie să le dăm drumul ca să putem să ne aliniem cu cine suntem cu adevărat în acest proces. Și atunci, care este antidotul pentru play small? Este alinierea cu sinele, cu ce ne cheamă și a face acest proces. 6. Da, modalitatea 6 prin care ne dăm puterea este de a asculta de criticul interior. Are cineva, știu, știe cineva ce e la dialog interior? Dacă nu știți, e la care vă întreabă acum, dar ce e la dialog interior? Și noi așa că de cele mai multe ori, dacă nu suntem conștienți și dacă nu am devenit prezenți la ce se întâmplă acolo, de cele mai multe ori este un dialog care ne sabotează. Și eu când am devenit conștient de lucrurile astea, m-am îngrozit. Uite, cum zice și Mădălina, este intens. Da, și ne pune la pământ și ne sabotează enorm, enorm de mult. Da? Criticul interior este rezistența, toate rezistențele, este arhetipul umbră de logician care tot timpul vine cu scuze, cu logice, cu contraargumente, dar de ce nu poți, dar cine te crezi și așa mai departe. Și cu cât suntem mai intelectuali și un IQ mai mare, cu atât vom avea și un critic interior și mai puternic și mai dezvoltat. Și atunci, bineînțeles, soluția este, pe de-o parte, a nu-ți mai lua mintea în serios atât de mult, pentru că știm că nu reflectă realitatea. Da? Gândurile și emoțiile sunt importante și sunt, mai ales emoțiile, ne transmit mesaje importante, însă nu exprimă realitatea. Exprimă doar o realitate cu râmic, o realitate personală bazată pe ce am stocat în subconștient, pe toate amprentele, tiparele, convingerile și n-au poate de multe ori nici cea mai mică legătură cu realitatea cu rămare, realitatea extinsă și de fapt singura care contează cu adevărat. Cu cât suntem mai mult prinși în această paradigmă și credem că suntem o ființă umană și poate ai că avem și o latură spirituală, dar cu cât suntem mai mult identificați cu ego-ul, cu corpul, cu gândurile, cu emoțiile, cu atât mai mult suntem prinși în Matrix, pentru că de fapt ăsta este Matrix-ul. Cu cât începem să simțim din ce în ce mai mult energia, lumea subtilă, cu cât ne dezvoltăm simțurile subtile și în speță, sau cel mai mult intuiția, cu atât putem ieși, transcende această cursă fără sfârșit. De asta, da, sunt două modalități de a ne trăi viața. Una este prin percepție, prin ce ne relevă simțurile fizice și de multe ori, de cele mai multe ori, este o percepție foarte, foarte limitată,
care ne face să gândim foarte liniar și foarte îngust și care niciodată nu ne duce unde trebuie sau nu ne duce spre binele nostru cel mai înalt. De asta și în Divine Destiny, da, un modul care de fapt sunt două module cu intuiția. E extrem, extrem de important. E una dintre cheile cele mai importante de a face acest proces de reîntoarcere la sine, acasă, de a ne alinia cu cine suntem cu adevărat. Da? Altfel, dacă trăim pe baza gândurilor și a emoțiilor, suntem în capcană, suntem prinși și nu prea avem scăpare. Tot timpul criticul interior va câștiga. Și tot legat de asta, punctul 7 este controlul. Pentru că în această strategie, da, tot timpul vom încerca să controlăm lucrurile, persoanele, circumstanțele, situațiile, pentru că, virgulă, credem că așa vom obține fericirea. Și viața ne-o dă peste nas, ca să folosim acest termen, nu tocmai plăcut. Nu-i așa? De cele mai multe ori ne demonstrează că oricât de mult am încercat să controlăm lucrurile exterioare, niciodată n-o să ne iasă. Și vom suferi, o luăm iar de la capăt, pentru că nu știm că există și altă cale. Și de fapt, asta este calea, alternativa, este surrender, a preda controlul, a ne conecta cu sinele, cu universul, a dezvolta această relație de cooperare cu universul, de armonie, de încredere, de parteneriat, dacă vreți, de a co-crea împreună cu universul, de a ne face părticica noastră, de a ne folosi liberul arbitru și a lua această decizie că da, aleg să urmez ce mă cheamă. Altfel, prin, da, urmând strategia controlului, mai devreme sau mai târziu o să ne dăm seama că nu funcționează. Chiar dacă pe moment mi se pare că ego-ul are satisfacții, că obținem anumite lucruri, am discutat asta și la început, da? Nu mai insist și știți lucrurile astea. Punctul 8, da, prin care ne dăm puterea și este legat, are legătură cu ce am mai discutat pe parcurs și anume se referă la toate măștile, protecțiile, umbrele care ni le formăm inconștient pe parcurs. Da, am discutat tot timpul când am avut experiențele de viață și indiferent de din exterior poate pot părea că n-au fost așa de traumatice, cu cât sufletul este mai sensibil și mai evoluat, aș spune, asta nu este un lucru demonstrat, dar este o prezumție a mea, cu atât va avea circumstanțe mai traumatizante, chiar dacă din exterior pot părea că nu sunt așa. Și atunci ne închidem și mai mult și ne ascundem darurile și de fapt ce interesant este că în spatele acestor protecții, acestor măști, cu cât este zidul mai mare pe care, pentru că am suferit și mai mult, de fapt, în spatele acestui lucru stă, de fapt, darul nostru cel mai mare. Este interesant și, de fapt, este modul cum se scrie și un film bun sau un scenariu foarte bun, nu? Cu actorul principal care are un character flow, are o provocare, să spunem, și care, de fapt, atunci când o depășește, și învinge și de fapt după aceea se întoarce și contribuie, servește. Da, este scenariul multor filme chiar de la Hollywood. Și este scenariul până la urmă vieții fiecăruia dintre noi. Și bineînțeles, cum ieșim din această paradigmă, din a trăi această viață falsă până la urmă, nu-i așa? Pentru că asta înseamnă când ne punem protecții, măști, consumăm de asemenea foarte multă energie pe a le ține în stare, nu-i așa? Pentru că avem nevoie să ne folosim parte din energie, din voința noastră pentru a menține aceste protecții. Și ce stres și mai ales ce ușurință vine atunci când le dăm drumul.
Ana, zice dacă poți să dai un exemplu de mască și de protecție. Pot să dau multe exemple, bineînțeles, și vedeți dacă mulți dintre voi vă regăsiți. De exemplu, la mine a fost o mască, partea de socializare și de a face multe evenimente cu mulți oameni, da? Pentru că aveam nevoia de iubire, apreciere, ce discutam și mai devreme, însă pentru că era un zid, pentru că inima fusese rănită, era o mască, era un mecanism de protecție. Chiar dacă din exterior părea, da, cu foarte mulți oameni, păream sufletul petrecerii și așa mai departe, nu era din autenticitate. Nu era pentru că era la un nivel superficial, pentru că ca să poți să ajungi la autenticitate presupune vulnerabilitate, presupune să stai, să simți acea durere, acel disconfort când se declanșează. Când ai masca, protecția, nu simți. Da? Și eviți lucrul ăsta disconfortabil. De asta ni le punem, de asta ni le creăm. Și de asta, după perioada, după ce făceam, da, foarte multe evenimente și așa, a urmat perioada de izolare, perioada de practici intensive, perioada de călugărie, cum o numesc eu, și în care am putut să ajung la sine, la autenticitate, la cine sunt cu adevărat, la un nivel foarte profund, și de-abia după aceea am putut să revin dintr-un alt spațiu, când s-a deschis și acest proiect care vine din cu totul altă energie și aliniere cu sine. Ne este greu pentru că ne este inconfortabil să stăm cu emoția respectivă. Da? Și vulnerabilitatea este, din punctul meu de vedere, este putere, mai ales atunci când spunem lucrurile respective din cicatrice și nu din rană. Da? Cum probabil s-a simțit și acum, că nu m-am plâns de lucrurile respective, au ce am suferit și așa mai departe, ci am vorbit din cicatrice, din rană vindecată și cu totul alt spațiu, se transmite un cu totul alt mesaj. Așa. Următorul punctul 9, o să vă placă și sper că o să vă regăsiți mulți dintre voi, sau poate nu, poate de asemenea e o proiecție a mea, și anume a trăi o viață complicată. Cine se recunoaște, cine simte că este într-o alergătură, da? Știți ce mă refer la o viață complicată, nu-i așa? Că am nevoie de și de aia și de aia, de a consuma multe, de a avea nevoie de multe lucruri pentru a fi împlinit, satisfăcut, persoane, activități, proiecte, da? Când de fapt viața e făcută să fie simplă. Avem nevoie de mult mai puține lucruri decât credem. Și ce interesant este că lucrurile pe care ni le dorim în profunzimea ființei noastre, și mă refer la iubire, libertate interioară, bucurie, nu le putem trăi, experimenta cu adevărat, în profunzimea, în natura lor adevărată, ducând o viață complicată. Pentru că, de fapt, lucrurile respective, cu cât trăim o viață mai complicată, de fapt, suntem în această alergătură. Și cea mai mare parte din timp, din energie, o irosim în acest pendul, care, de fapt, oricum nu ne aduce nimic, când, de fapt, suma este zero. Și nu mai avem, de fapt, timp pentru sinele nostru, pentru evoluție, pentru a ne crește nivelul de conștiință, pentru a ne învăța lecțiile, a închide karma, a evolua. Până la urmă, scopul vieții, noi așa suntem în Matrix și asta, și cu cât avem o viață mai complicată, atunci nu ne mai rămân resurse pentru a face cu adevărat munca
interioară. De asta și Yogananda spune simple living, high thinking. Da? Avem nevoie să simplificăm lucrurile, să retragem cât mai mult energia din lucrurile care ne consumă și ca stil de viață din multe puncte de vedere. Da? Dar și mai ales ca și mod de gândire. Da? O minte simplă e plăcută sufletului. Nu știu, asta mi-a venit acum, nu știu că, cum sună, însă cu cât mintea e mai liniștită, mai simplă, da? Cu atât mai mult ne dă voie să fim, să trăim din aliniere. 10. De asemenea, un aspect important care unde ne dăm mare parte din putere este relațiile cu persoanele importante din viață, sau hai să le spunem relațiile karmice. Știți care sunt alea? Cu cine avem cea mai mare karmă și lucruri de conexiune energetice puternice, persoane care ne apasă cel mai mult butoanele, cu alte cuvinte, părinți, copii, parteneri. Bravo, Ana, exact. Cam astea sunt categoriile. Nu-i așa? Și sunt relații karmice, sunt predestinate. Și ce se întâmplă este că dacă tot ne învârtim în jurul cozii, nu o să închidem niciodată și tot timpul se va repeta. Și poate dacă nu închidem aceste relații, dacă nu ne luăm puterea înapoi sau partea din suflet care este a noastră, s-ar putea să ni se repete și în alte existențe. Dar asta e o altă discuție. Cum rupem lanțul? Cum ne luăm puterea înapoi? Cum închidem? Cum învățăm lecția? Aveți vreo idee? Și care este indicatorul că am făcut asta? Aveți idei, sugestii? Ana zice că nu ne mai apasă butoanele. Da, ăsta este unul din cei mai importanți indicatori, că nu mai avem acele reacții emoționale. Când înainte ne dădeau peste cap, ăsta este indicatorul că putem gestiona. Și mai este un lucru. Mai este un lucru și anume să, și vă puteți imagina, poate chiar acum, sau puteți face ulterior, în liniște, gândiți-vă la o persoană cu care simțiți că aveți o astfel de relație karmică, că vă apasă butoanele, că se întâmplă lucruri între voi, că sunt anumite lucruri încă nerezolvate. Și imaginați-vă că este în fața voastră și observați ce simte corpul să facă. Să se îndepărteze, să se contracte, să se închidă sau expansionează și vrea să o îmbrățișeze. Da? Asta e de asemenea un indicator care vă poate spune multe. Și de fapt, cheia este, cum zice Mădălina, odată prin acceptare, însă aș mai zice și iertare, care de multe ori e înțeles în multe moduri, însă ce aș zice eu prin iertare, cum vedem dacă s-a întâmplat acest lucru, este legat de acest exercițiu să simt cu persoana respectivă că pot accepta, îmbrățișa cu adevărat. Da? Corpul, cum simte, este că este perfect confortabil cu persoana respectivă, cu spațiul ei, că pot primi energetic persoana respectivă în inima mea. Punctul 11. Prin dorințe. Nevoi, ce discutam și la manifestare. Și e un lucru subtil, da? Cum am discutat și la Divine Manifestation, de fapt, ele nu sunt rele în sine, da? Ci de fapt sunt un indicator că în energia noastră sunt găuri. Da? Asta ne transmite că avem nevoie de banii respectivi, de persoana respectivă, de jobul, de siguranță, de și așa mai departe. Este că nu sunt complet. De fapt, cum aș vrea să vă gândiți la
empowerment, la puterea interioară. Gândiți-vă ca la acest tub de-a lungul coloanei noastre vertebrale. Cu cât acest tub creează un magnetism mai puternic, circulă un fluviu, da? Cu atât suntem mai mult aliniați, energia noastră ascensionează, suntem mai conectați. Cu cât avem mai multe scurgeri, da? Și ne dăm puterea, energia în exterior, cu atât, bineînțeles, o disipăm, o pierdem. Dorințele ne dau acest indicator că ca să fiu complet, pentru că de fapt noi nu avem nevoie de nimic din exterior. Când, atunci când acest tub energetic este complet și plin, suntem în bliss permanent. Faptul că nu suntem și că nu suntem ok în interior este un indicator că avem nevoie de lucruri din exterior. Și atunci lucrurile respective, dorințele respective, chiar și pentru lucrurile materiale, spuneam, nu sunt rele în sine. Dimpotrivă, ne dau un indicator că pe unde se scurge energia. Și atunci cum facem în manifestare, de asta și modulul de Divine Manifestation e un pilon important în Divine Destiny, este să fac întâi munca interioară. Da, dacă am nevoie de, da, simt teamă de lipsă de bani și așa mai departe și vreau abundență, cum aduc și cum simt dinainte acea emoție de siguranță, de libertate, de abundență, și atunci se întâmplă întâi energetic shift în energia mea, da, închid scurgerea respectivă și atunci și banii vor, da, este lege, prin legea rezonanței, vibrației, atracției, vor veni și ei. Da? Nu intrăm acum în mai multe detalii, că e modul separat. Astea sunt în mare, fiecare dintre ele poate fi un curs întreg. Ce aș mai vrea să facem acum ar fi o scurtă călătorie în conștiință, da? De a ne lua puterea înapoi, efectiv la nivel energetic de a face acest proces. Și pentru că nu e așa, una e să înțelegem mental, intelectual, alta este la nivel energetic și mai este ceva, mai este efectiv la nivel fizic, în practică, în viața de zi cu zi, să fac embodiment-ul, da? Să fac acțiunile aliniate care să facă sau să aducă această transformare la nivel de celule. Bun, pregătiți să facem o scurtă călătorie în conștiință? Haideți să ne așezăm confortabil. Să inspirăm profund și să expirăm. Aducem atenția în interior. Lăsăm gândurile să liniștească, ne conectăm cu respirația, cu inspirul și cu expirul. Iar pe măsură ce facem asta, valurile emoționale se reduc, gândurile se liniștesc și putem pătrunde mai adânc în ființa noastră. Retragem energia din exterior în interior. Și ori de câte ori mintea fuge sau pierde atenția, revenim mereu și mereu la observarea respirației. Și putem aduce atenția și în picioare și prin tălpi. Creștem rătăcini atunci, rătăcini energetice, până în centrul pământului. Ne conectăm cu mama pământ, cu mama Gea. Și simțim
această energie protectoare, hrănitoare, care ne susține. Mergem tot mai profund și tot mai profund până în centrul Pământului, unde observăm niște stânci mari de cristal alb. Ne înconjurăm rădăcinile energetice în jurul acestor cristale. Și pe inspir, prelung, urcăm energia Mamei Pământ și o aducem până în abdomenul nostru. Simțim cum ne hrănește, cum ne susține, cum ne protejează. Și urcăm mai sus, pe coloană, cu atenția, până în creștet. Și din creștet expandăm și mai sus, ascensionăm, ne conectăm cu energia Tatălui Divin, cu această energie binecuvântată, vindecătoare, pe care ne punem intenția să o aducem în câmpul nostru și simțim, observăm cum coboară ușor prin creștet și ne umple ușor, ușor tot câmpul, toate corpurile subtile cu această lumină care purifică, alchimizează toate impuritățile, toate convingerile vechi, tot ceea ce nu ne mai servește în devenirea noastră, la cine suntem cu adevărat. Și pe inspir unim cele două energii și de la pământ și de la cer în inima noastră. Iar pe expir armonizăm în tot corpul, simțim această conexiune profundă și cu pământul și cu cerul, simțim cum suntem și protejați și binecuvântați. Și ne conectăm cu coloana vertebrală. De la baza coloanei până în creștet, observăm acest tub de lumină și îl observăm cu atenția, cu inspirul, pe inspir urc de la bază până în creștet, iar pe expir coborâm în creștet până la bază. Și observăm cum cu fiecare respirație acest canal de energie prinde și mai multă forță, creează magnetism interior. Ca un fluviu care prinde tot mai multă forță, energie. Și ne punem intenția de a aduce în acest tub energetic, în acest fluviu, în acest râu, pe coloana noastră, de a chema din exterior toate părțile din energia noastră, părțile din suflet pe care le-am dat în exterior, celorlalți, anumitor situații, adicții, poate lucruri pe care le-am identificat chiar și mai devreme când am făcut exercițiile și am trecut prin acea listă de situații, fie identificăm ceva specific, fie fără să știm exact ce, doar ca intenție ne punem de a aduce în interiorul nostru, în coloană, în acest magnetism, părțile de energia noastră care le-am dat în exterior. Le chemăm acasă. Și simțim cum pe măsură ce revin în acest canal, în acest flux interior, cum râul, fluviul prinde și mai multă putere și mai mult magnetism și cheamă și mai multe părți din energia noastră acasă.
Continuăm să respirăm pe coloană, de sus, de jos până sus pe inspir, de sus până jos pe expir. Recuperând, integrând, chemând acasă părțile din energia noastră, simțindu-ne tot mai compleți, întregi, închizând legăturile energetice care nu ne mai sunt benefice, iar când simțim procesul complet, cel puțin pentru moment, putem inspira din nou de la bază până în sus, în creștet, iar aici ne punem intenția de a activa codul divin de rege și regină sau regină, acest arhetip de lumină care este în fiecare dintre noi, care reprezintă simbolic empowerment-ul, alinierea cu sinele, valoarea interioară, conexiunea cu sursa. Ne putem imagina cum pe coroana noastră se așează o coroană de lumină și putem afirma mental: sunt regele, sunt regina vieții mele. Punând-o ca o mantră, ca o afirmație de aliniere cu acest spațiu vibrațional. Nu mecanic, ci pur și simplu ca intenție de a pătrunde, de a păși în acel spațiu, de a activa în noi, în energia noastră, acest cod de lumină. Și simțind acest shift energetic. Inspirăm și expirăm și pe măsură ce ne apropiem să revenim, putem aduce palmele împreună în dreptul pieptului și ne putem exprima mulțumirea și recunoștința pentru această călătorie în conștiință, pentru activările, transformările, alchimizările, darurile pe care le-am primit, pentru toate darurile, conștientizările, momentele de aha sau fiecare ceea ce a primit, pe orice plan a primit. Inspirăm profund. Expirăm. Și când suntem pregătiți, revenim ușor și deschidem ochii. Silviu întreabă dacă vorbim despre recuperare de suflet. Sunt terminologii diferite, dar până la urmă ce este sufletul? Este, are două componente, energie și conștiință. Da? Și când facem acest proces, ele sunt legate. Da? Asta înseamnă și cu cât aducem energia și atunci și părți din suflet, da, vin înapoi în energia noastră.